Bună dimineața, dragilor! Este luni, este 9 septembrie, anul de grație 2013. O zi frumoasă, mult mai frumoasă ca lunea trecută, ca să zic așa, ca săptămâna trecută. O zi mai călduroasă astăzi, temperaturile maxime undeva în jur de 22 de grade. Cer acoperit doar de soare, poate pe aici pe acolo câte un norișor, dar nesemnificativ, minima undeva pe la 14 grade și se pare că șanse de precipitație nu vor exista în perioada următoare și vremea, din punct de vedere termic, se va plasa undeva în jurul valorilor pe care tocmai vi le-am spus, 20-22 de grade și minim undeva în jur de 13-14 grade. O prognoză, să spunem, pentru o toamnă potrivită, pentru că vorbim de toamnă, o toamnă potrivită pentru a culege roadele. Și dacă ne lasă și ploaia, roadele, cât sunt ele de bune sau mai puțin bune, să ajungă în cămările noastre. Bună dimineața, da! Bună dimineața! Astrele! Că acum cu asta, cumva, să zicem, cât de cât, așa. Da, cu astrele avem o săptămână foarte încinsă, foarte agitată, pentru că Mercur pleacă din Fecioară, din domiciliul lui, trece în Balanță. Dacă în Fecioară acolo... Deci nu am multă experiență, ca să zic așa, nu mai vrea la Fecioară. Nu, la Fecioară avea tendința asta să despice firul 144, să fie mai meticulos, mai încet, mai analitic. Da, s-a mutat în Balanță, unde împarte lucrurile... Știi, pe doi poli opuși, avem față verso, știi, bine, rău, se poate ca lucrurile să fie tranșate, știi, ori albă, ori e neagră. Nu mai stă nimeni să... Ori căcă. Da, vezi, și cumva simțim chestia asta se reflectă în problema maidanezilor, vezi, că s-a împărțit deja, el intră, Mercur intră în Balanță, uite, chiar de astăzi, dar influența, vezi, că am simțit-o. El de că s-a trimis solica, și-a trimis solica, să spunem așa, da, primește influența Balanței și vezi că începem să judecăm lucrurile foarte abrupt, așa e, ori. Nu se poate, știi, la nuanțe nu prea mai umblă nimeni. Încep să se împartă tabere, ceea ce nu este foarte ok. La fel se vede probabil și cu Roșia Montană. Mai departe, pe Miercuri, Venus o să intre în Scorpion, unde nu se simte bine deloc și asta ne duce la niște frământări interioare și la a trăi lucrurile la extrem. Pe lângă faptul că Marte, care am mai zis noi aici că este planeta acțiunii și care se găsește în Leu, face niște aspecte care o să ne înfierbânte mintea, ca să spun așa, și o să ne trimită spre acțiune. Pe de o parte, el este împiedicat de Saturn. Saturn îi pune frâna aceea de mână trasă, știi, de care tot spuneam, încercăm să demarăm, dar, știi, e frâna aceea trasă. Frâna care nu te lasă. Dar asta, vezi, creează frustrare și până la urmă se izbucnește, pentru că în toate aceste aspecte este implicat și Uranus. El este vinovat de toată mișcarea, să zice, vinovat, de toată mișcarea asta socială la care... El e popușarul, ca să zică. El acolo, el a făcut toate chestiile astea. Uranus e un fel de roata norocului și e revoluționarul. Fiind în berbec, într-un semn de impulsivitate, de foc, până la urmă nu se poate. Deci el este cel care împinge oamenii să aibă reacții de orice fel, așa cum vedem cu Roșia Montană, așa cum vedem că se întâmplă. Iarăși revenim la câinii vagabonzi, dacă astea sunt problemele care ne macină. Acum am mai vorbit noi și despre Jupiter în Rac, pentru că Jupiter, Pluton și Uranus au împreună un aspect foarte tensionat, foarte violent. Ei trei sunt responsabili practic de tot ce se întâmplă la nivel social, da, și din când în când trioul ăsta mai primește o a patra planetă, se face așa ca un pătrat, știi, de unghiuri drepte acolo. O să fie undeva spre sfârșitul lunii septembrie în configurația asta, poate o să aduc cumva să avem o imagine într-o zi. Eu fac când în patru, am înțeles. Așa, da, o să fie prins cumva și Mercur. Mercur, într-o temă socială, poate reprezenta primul ministru, poate reprezenta guvernul și de aici niște tensiuni foarte mari, adică domnul Ponta s-ar putea să aibă niște înghesuieli, așa, să nu-i fie foarte cald, da? Uh-huh. Jupiter ăsta, tot am zis că ține de familie, de ce înseamnă problematica socială a copilului și așa mai departe și vedem că, și partea emoțională, vedem că oamenii răspund emoțional, pentru că și la Roșia Montană, dacă e să te gândești, nu poți să scoți în stradă și ni s-a demonstrat asta în România, să scoți 10.000, dacă au fost mii de oameni, da? Au ajuns în București la 10.000 de oameni. Când li s-au tăiat salariile și pensiile, n-au ieșit 10.000 de oameni în stradă. Dar în momentul în care și-au simțit amenințată totuși cumva familia, siguranța asta că ne otrăvim până la urmă copiii și pe noi înșine, vezi că reacția emoțională a fost
mult, mult mai puternică. La fel, în povestea asta cu copilul, care a fost mâncat de câini, la fel vedem o sensibilizare foarte puternică a opiniei publice vis-a-vis de copiii din Siria. Da? Deci imaginile vis-a-vis de faptul că au fost gazați acolo și s-au folosit sarin și toate nenorocirile și genocidul care se întâmplă acolo, vezi că imaginea, e folosită imaginea copiilor care sunt prin spitale, sunt mutilați și așa mai departe. De regulă acolo e partea de sensibil. Da, tocmai pentru că strânește partea asta emoțională și ne face să reacționăm. Și, spuneai de Roșia Montană și așa de ce se întâmplă la nivel de proteste. Am văzut chiar a opta seară de proteste în piața universității. În cea de a opta seară s-au strâns aproape 10.000 de oameni, între 8 și 10.000 de oameni, spun, depinde pe care sursă mergi, dar sunt mii de oameni s-au strâns acolo și au scandat împotriva exploatărilor de la Roșia Montană, dar au scandat și împotriva măsurilor guvernului, a lui Ponta, guvern și așa mai departe. Nu numai acolo, au fost proteste, dacă e credibil sau nu, până și Suceava s-a mișcat, peste 100 de oameni s-au adunat ieri și au protestat împotriva exploatărilor de la Roșia Montană în fața prefecturii, era un apel, se pare că timid, dar și Suceava a început să protesteze. Clujul a fost foarte ardeal, a fost întotdeauna Fruncea și Clujul și-a menținut aura de Frunce sau a lăsat-o acolo unde este pe fruntea lor, pentru că și la Cluj au fost peste 6.000 de oameni care au protestat, ca și contramăsură, ca să vezi politichia asta îmbată, puterea îmbată și te pune la un moment dat să faci lucruri trăsnite. Și era o emisiune copiii, nu copiii. Adulții fac lucruri trăsnite. Copiii poate câteodată sunt mult mai cu mintea la ei decât sunt adulții și în special cei din politică, pentru că la Roșia Montană toată lumea protestează, toată lumea vede gravitatea lucrurilor. La Roșia Montană, bineînțeles, guvernanței, pentru că așa se întâmplă, politic e cam ceva de genul, băi, ce primar avem la Roșia Montană? Dă USL. Bă, primarul, te ia mama lui verbal, da? Ieși mă în stradă, fă ceva, ia-ți consilierii, ia-ți consilierii județeni, senatorii, trimiși, evident, din arcul guvernamental, da? Trimiși acolo, fă ceva. Au făcut ce? Un spectacol. L-au făcut la Roșia Montană, bineînțeles, chemați tot felul de artiști care au venit acolo pe bani, că n-au venit degeaba. Nu contează nici măcar cine a fost acolo. A fost mici, a fost bere, au curs râuri de genul ăsta și, bineînțeles, o participare numeroasă din Roșia Montană, de acolo 4.000 de oameni, când e vorba de Mocăneanu, noi suntem profesori, venim la așa ceva, și să încerca o contrapondere. 50 de primari din zona aia, evident, toți din zona arcului guvernamental, au fost pro-exploatare, pro și așa mai departe. Toate astea, spuneam, orchestrate și în plan politic de la București și, bineînțeles, orchestrate în plan economic de cel care își dorește exploatarea de la Roșia Montană. Cu toate astea avem o mare problemă. Păi chiar toți o fi dobitoci așa când protestăm împotriva la chestia asta. Bine, acolo în zonă, vezi, omul simplu pricepe foarte puțin, da? Și aici este marea noastră problemă. El pricepe că trebuie să aibă un loc de muncă. Locul ăla de muncă o să-i otrăvească familia și mediul în care trăiește și o să ajungă... Pentru sempre, pe legi. Așa, el nu prea... Nu avem conștiința asta și nu avem... Gradul lui de așteptare e foarte aproape, adică de sară. Da, exact. Unii dorm și mănânc de sară. Dar mâine să mănânci ceanuri. Știi tu că mănânc eu mâine ceanuri, da? Dar nu numai asta. E o manipulare, pentru că există tendința în electorat să pună botul, să zic așa, la ce îi spune primarul. Hai băi, că ăsta are acces la informații, băi, are el niște documente. Nu, spun el chiar așa. Și primarul nu spune chiar așa. Primarul spune chiar așa. Știi? Chiar așa, că vine băiatul de la Gold, cum se chema oia, da? Corporation, și ăla face primarul. Cât ești de cu noi? Și e... Cum să spun, adică e pe veci cu ei. Da, dar vezi că avem totuși experiența 23 de ani în care primarul, da, ca să-l luăm așa, deci toată lumea știe că la Iași pagă de pe la diversi și că nu reprezintă interesele și comunității. Cu toate astea? Da, și cu toate astea tot cască gura la toate prostiile acolo. Din partea asta altă urlă toată dacă lumea. Mergi, dacă pui și cu mici cu bere, hai să fim serioși. Cert este însă că în a 8-a zi de proteste, asta era ceea ce mi se pare foarte important, în a 8-a zi de proteste în zona, sau mă rog, pentru Roșia Montană, au fost proteste, spuneam, și în zona câinilor vagabon și ce trebuie făcut. Și acolo au fost mii de oameni care au protestat și s-au strâns instant fără niciun fel de... Au protestat toți pentru că trebuie făcut ceva în problema câinilor vagabonzi, politicienii nimic. Dacă mai anul trecut, în aceeași perioadă, nu, mai în primăvara anului trecut, nu, înainte de căderea guvernului Ungureanu, Ponta nu lipsea cu tricolorul încept.
și cu Antonescu de la niciun fel de manifestare la care se adunau câteva sute de oameni în piața universității. O bună remarca, mii, sute de oameni, aia atunci pensii, salarii și așa mai departe, Roșia Montană a strâns lumea. Dacă atunci erau câteva sute de oameni în piața universității și câteva zeci de oameni sau în cel mai bun caz câteva sute de oameni în celelalte orașe care protestau, așa, aia era o chemare politică până la urmă, pentru că despre asta vorbim. Ponta era acolo, acum mii de oameni în zona guvernului, liniște totală. Ponta se ocupă, are ocupație în ultima perioadă foarte, foarte interesantă. Fostul iubit al Dacianel, cum ai spus, nu, al zim de regie, cu Logan, cum e aia? Logan? A, Logana, nu de Dacianel, Logana. Așa? Da, cât să prindă la funcții publice, în rest niciun fel de reacție. Adică poate ar fi trebuit, dacă tot îmi pasă, dacă tot n-am niciun fel de problemă cu electoratul și pot să mă duc în mijlocul lui, da? De ce nu pot să spun așa ceva? Apropo de electorat, mi-aduc aminte, erau proteste la fel în piața universității și așa mai departe, pe diferite teme, și l-am văzut pe Vaporean, Traian Băsescu, mergea în mijloc fără niciun fel de problemă. Dacă tot îmi pasă, de bine, de rău, te scuipă, îți dă cu ouă în cap, îți habar n-am ce-ți face și așa mai departe, dar ți-o asum, pentru că până la urmă e vorba de o decizie politică. Și apoi după aia, e și chestia aia cu un ochi plânge, un ochi râde. Știi? Păl vezi pe Ponta că vine, că nici nu mai știi, deci e o comedie de arte. Deci nu, e fața și spatele. Sau invers chestia asta. Asta e fața, nu totuși. Habar n-ai de fapt, care e fața? Pentru că îl vezi pe o parte, zice, băi, primul ministru, că am mai văzut-o și pe aia, pe Madame Baterie de la Mediu, primul ministru sau ministrul mediului, de ei vorba, da? N-a avut ce face și trebuia să dea drumul la Roșia Montană. Dar deputatul, aici vine chestia. Deci el, ministru, adică domnișoara Plumb, da? Și cu primul ministru, adică ăsta cu Logana, da? Deci ei, da? N-au putut în calitate să facă altceva. Pentru că unul e prim-ministru, celălaltul ministru, deci au făcut chestia asta că trebuia. Da, dar când ajunge în Parlament unde se ia decizia și este deputați, vor vota cu totul altceva. Băi! Alo! Deci în ce țară trăim? Bă, vorbim de aceeași persoană care spune două lucruri diferite, motivat de același lucru, și vorbim de o persoană care este primul ministru al României și vorbim de o altă de aia, de Madame Baterie, Madame Plumb, care este ministru. Păi cum e nebunia asta? Cum vine chestia asta în România asta? Apropo de declarații publice, știi? Pentru că nu se mai poate, adică comedia de larte e în pantaloni scurți. Nu? Dar asta este mai peste tot, că vinim aici, la noi, acasă, știi? Vinim acasă, bă, un tip cu, deci un lider de ăsta care umblă cu ranița în spate, a ajuns cu ranița la Mito cu Dragomir. Totul super, la superlativ. Bineînțeles că nu se poate face altceva decât să lansezi, cum se spune, o fumigene. Da? Că tot pe tipul ăsta l-am văzut, aruncată fumigena. Deci, el ar vedea, am văzut în presa de astăzi, un titlu, Flutur visează. Evident, problema nu e că el visează. Dacă el visează, e în regulă. Problema că transpune visul lui ca o posibilă realitate. El are vise, asta e viața, ce se face? La o anumită vârstă ai și vise, da? Dar le pune ca și cum visele alea ar putea fi realitate și îl pune ceva de genul Mănăstirea Dacomina ar trebui să devină chestie, adică el, Mănăstirea Dacomina să meargă între alea protejate UNESCO, da? În patrimoniu UNESCO. Alo? Au omis să spun cum se întâmplă chestia asta. Care e procedura? Cine face? Că nu face guvern, nu face fluturi, nu face nimeni. Există structuri, există specialiști, fac chestia asta și așa mai departe. Nu a lansat o gogoriță pe piață, știi? Că e foarte interesat el de ce se întâmplă la Mitocul Dragomirnei, de mănăstire și în Bucovina. Apropo de Bucovina, cred că nu i-a pus nimeni întrebarea. A fost însărcinat și deja ar trebui să se vadă efectele, pentru că acum câteva luni s-a întâmplat chestia asta, nu? De județul Suceava sau, mă rog, de oficiali din județul Suceava, indiferent de ce partid politic fac parte, a fost însărcinat să ducă, să se ocupe de problema asta numită Bucovina. Mă tare interesant ar fi să spună opinii publice. Uite aici, la gazetă să spună, da? Să spună la gazetă că ce? Că ce a făcut? Nu ar fi corect, nu? Adică dacă vorbeam de regiunea Bucovina, tot o chestie pe care a aruncat-o așa pe piață, doar de dragul de a fi aruncată, știi, ca să poată discuta, să poată să-i se aducă voturi, într-un fel sau altul, atunci când are nevoie, în rucsac să le pun acum, să le poarte cu el,
Spuneam, deci, zona asta cu Bucovina n-a mai rămas moarte, frate. Da? Păi n-a venit să spună, bă, dar am vorbit cu aia de la Botoșani și cu aia de la Neamț. Uite, aici am niște cutare semnături, am vorbit cu oamenii, am făcut un tabel, am cutare, adică regiunea Bucovina e o regiune care ar putea să fie de interes. Am văzut, apar tot felul de știri, 10 regiuni, 11 regiuni, din zona USL, din zona PSD, PNL, chestii, așa mai departe, toți își partește România. Din zona Bucovina, niente. Adică nu vorbește nimeni de zona asta, de ce? Pentru că ăla care ar fi trebuit să-și facă treaba, face orice altceva. Orice altceva, adică s-a băgat și în patrimoniul UNESCO. Dar numai asta ce ar fi trebuit să facă până la urmă reprezentativ, nu? Nu, pentru că el știa de la bun început că nu-l duce să facă chestia asta. Știi, a zis, bă, decât să mă fac de cacao, mai degrabă o dau așa în uitare, știi? O dau în uitare, mai ales că se pare că zic gurile rele. Când să se ocupe, frate, de chestia asta, că pe la Parlament trece, ci că numai ca să-și ia banii, că în rest pauză. Nu-l găsești nici acolo, nici aici. Dar ăștia sunt politicienii noștri pe care îi trimiți acolo, știi? Din păcate, din păcate, n-am văzut o școală de vară a tineretului social-democrat. Care a fost tema? Ăla la altul. Știi? Da, grea o moștenire, bă, dar suntem de... Deci chestia asta, bă, dacă tot e grea, las-o dracu de moștenire. Bă, las-o, bă, frate, adică nu o mai lua. Bă, deci nu, dacă nu-i pe bune. Bă, dacă am venit și am inventariat, nu ți se pare corect, nu? Am venit, am vrut, am făcut proteste, chestia a protestat, gata, frate, deci am văzut o chestie extra, nu se mai poate, da? Noi și spuneam, bă, e grea moștenirea, deci pe mine nu mă duce capul. Bă, cine ar trebui să-l ducă capul? Nu știu, bă, propun să fie prim-ministru ăsta Isărescu. Nu? Tu nu vrei? Nu. Mă rog, era o propunere. Dacă nu. Deci, nu. Nu, pentru că era o moștenire de aia, că dacă era o moștenire, un legat frumos, așa, știi? E legatul foarte complicat, că de aia, mă rog, există și această denumire de legat, știi? Nu vrei Logană. Mă rog, nu, că e luată, de aia nu vrei. Spuneam, deci, greu, deci, chestia asta cu grea, bă, de ce, dacă e grea? Bă, las-o, nu? Nu veni tu și, bă, mă sacrific eu pentru grea o moștenire, mă sacrific și, nu știu, schimb directorii, că avem o chestie cu directorul de școli, cu miniștri, cu ministere, cu așa mai departe. Când îi dă putere, îmi place. Când îi se dau, știi, să prezint raportul de activitate. O dau pe grea o moștenire. Bă, dar aveți îndată 2 ani de când tot grea, mă? Tot grea, mă, moștenirea asta. Nu? Deci, adică, atât de grea? Păi dacă e atât de grea, nu, cu celeritate, așa, cu... Vin frumos, așa, cu demnitate. Vin frumos și spună e mult prea greu. Nu m-a dus și mintea. Băi, deci nu m-a dus și nu pot. Băi, nu știu ce să fac. Nu-i corect? Nu ți se pare? Ar fi o chestie de demnitate, așa, nu? Îți spun, băi, asta e, mai mult nu pot. Deci, bă, demisionești cu asta, basta. Vorbe. Ce grei e? Demnitatea, una și prosteial, dacă mă adică să... cu demisia, nu? Cam în zona aia undeva. Deci spuneai, există posibilitatea, nu, ca Ponta să aibă probleme pe sfârșit, așa am înțeles, nu? Da, pe sfârșit de lună, septembrie, început de lună, octombrie, da. Guvernul Ponta, dar Ponta în special nu îl văd, știi, cu ochi foarte buni. Adică ori presiunea asupra lui ori o să fie foarte contestat, ori o să iasă iarăși cu niște declarații care o să stârnească revolta populară și așa mai departe și așa vedem că nu iese pe nicăieri acum aia adică ascuns. Zici, adică s-ar putea ca astele să-i clatine scaunul? No. O să-i clatine, nu știu dacă o să-și dacă cadă chiar o să de acolo. Cadă. Da, dar de dar el e oricum clatinat acum, dacă stai bine și de uzi la protestele din țară, scaunul e cumva clătirat. Și ce pățești el acum acasă, nu? Ei, simțitule! Mai două până în primăvară să prind și eu list dacă o iau parlamentarele. Că de-aia mama lui proces verbal. Vei tu acasă. Sau, mă rog, ne întâlnim noi. Aveți, știi că a fost ușor să ignori oamenii ăia care au mai protestat prin București cu pensii, cu salarii, cu sindicate, cu nu știu ce, de-abia se adunau câte 3.000, nu? Dacă ține o mică da, 3.000 erau 3.000 în țară! Așa. Ăștia 10.000! Exact, mi se pare... 10.000 de oameni, adică... Stai 10.000 de oameni în stradă și tu să nu ieși cu o declarație oarecare acolo, nu știu, ceva, să răsufli, să spui, să... Că până la urmă e o chestie nu, de stătea... protocol, de... Nu el stătea sub pulpană, sub fuște. Știi? Sub fuștii vin ăștia să audi ceva. E ca în Caragiale, știi? Ca în Caragiale cu Noaptea Furtunoasă, da, știi? Exact. Cu cei doi care citeau presa, nu? Că așa era noapte, nu? Citeau presa și să afară să auzau bubuieli, de fapt că erau artificii și așa mai departe, începea războiul, deci cam așa se întâmplă și la el, știi? E ceva de genul, ce zici, mițule, ce zici, tăticule, ce zici, știi? Cam așa, știi? O noapte furtunoasă. Sau mă rog, o perioadă furtunoasă. Acum e furtunoasă, din păcate, pentru România. Pentru că
continuăm parcursul, noi continuăm parcursul, continuăm să ne, noi, să ne ignorăm, continuăm să ne... Ia de vedea. Ai, nu s-a poate. Ba, s-a poate. Bă, da, nu putem, dar chestia asta o leagă ca să o vedem așa. Nu putem, de ce? Da, pe bune, mă! Nu, chiar o imagine sugestivă. E o imagine sugestivă, deci, bă, e făcută, nu e făcută. Nu, e reală, nu? E găsită... Ca să vezi ce poate să-ți facă netul, Facebook-ul și așa mai departe, tocmai am văzut o chestie super faină, super faină, apropo de așa, am văzut un pionier, pișercos, la vremea respectivă, era fără Pampers, că nu se folosea la vremea respectivă, Pampers era eventual cu, de, cum se spune, cu pelincă, dacă se păca. Așa, era micul Ponta, în, lângă Neanicu, lângă Ceaușescu, la tribună, înconjurat de mai mulți pionieri, care îl privea în ochi, cu ochii lăcrimând, pe marele și bravul de atunci președinte al, cu ghilimele de rigoare, al Românicăi. Deci, apropo de rădăcini, că e foarte important și asta, rădăcinile noastre, până la urmă, știi? Și cam rădăcinile lui Ponta, cam în ce zonă s-au dus... Lasă că vine acum cineva cu pixelul albastru, cu alea zice că nu era nu la imaginea. Nu, e adevărat, deci, a fost făcătură, frate, deci noi, niciodată, nu adică Ponta, nu, na, el are viziuni pro, că el a fost la Paris, nu, n-are niciun fel de treabă. El a fugit de regim, el adică aproape că s-a bătut cu regimul, aia a fost o făcătură, a fost, sunt nouă. Ideea adevărat, adevărat, probabil că dacă o să căutați pe net, dar cred că deja circulă pe Facebook chestia asta, Ponta ăla micu, înlăcrimat, privind la ăla marele, pe atunci, la marele conducător. Cincinalul, 4 ani și jumătate. Vai de capul nostru! Da, Silaghi, Antonescu... Eu zic să te respect, știi? Absolut, absolut. Absolut. Dar nu, dar suntem pe nicăieri. Care respect? Bă, uite la Antonescu, că pe ăsta nu l-am băgat în seamă în dimineața asta, nu? Ca să-l băgăm și pe el un pic în seamă. La Antonescu se vrea prezidențiabil. Bă, ok. E ok, e o dorință, e democratic, e constituțional, e, bă, e normal, da, până la urmă, da? E un drept al meu, da? De a alege și de a fi ales, ok. Bă, da, totuși, matale, vrei președinte, da? Deci ce ar însemna dacă vrei președinte? Poți să te ia lumea ca pe un reper, da? Bă, de moralitate nu, să zicem, că ok. Bă, l-au ales americanii pe Clinton, după episodul Casa Albă și pantalonii pătați cu așa, da? Deci murdăriți, ca să zic așa, cu Monica Lewinsky, da? N-au ținut cont de moralitate, au ținut cont de ce? Că a fost un șef ok, că măsurile pe care le-a luat au făcut ca America să fie prosperă. Eu zic, bă, nu mă interesează ce face Nea Clinton când îi, mă rog, așa. Asta e omul, e mai aprins, e mai, el mai fierbinte, așa, e la linia fierbinte, da? Omulețul. Deci îl lăsăm, nu? Pă bune acum, deci lăsăm chestia de moralitate, dar, bă, la capitolul economie, administrativ și așa mai departe, un tip pe care poți conta, adică americanii puteau conta pe el. Deci, la chestia să mă duc și eu, de Antonescu. Bă, de vreau să fiu, trebuie să mă leg de un capitol. Bă, de ce mă leg eu? La moralitate, ce se mai dă moralitate? Deci, trecem că la celălalt capitol, că n-are capitolul ăsta deschis la Antonescu. Ești la un om politic din România. Așa, deci nu. Bă, la administrativ, chestii, nu, că băiatoare. La problema somn stă foarte bine. Băiatul ăsta, dar poate putea să lege de capitolul legalitate. Și ar fi trebuit să zică, bă, deci, ok, l-am pe ăsta Silaghi al meu, da? Ne-am mai părut că l-am și pe Helbig, pentru că probabil, eu nu știu, simt așa, știi? Dacă a început să pută, ai luat publicitate imediat. Deci, cum, dacă am văzut până acolo, îți dai seama. Deci, să zică, bă, Silaghi, ai urmărit DNA chestii cu tare. Bă, dar, bă, frate, dacă îmi urmărit de DNA, Silaghi, bă, o fi următorul pe listă să meargă la europarlamentare. A, dar nu, bă, tăticu, nu-l dau pentru că nu merge. Bă, ce o să zică oamenii? Pentru că oamenii se leagă la un moment dat de un reper, da? Și zic, bă, măcar în privința Băsescu, cum e, cum nu e, da? Vezi că avizați, spre exemplu, dosarul Videanu. Videanu, care vine din zona PDL și așa mai departe, adică a zis, bă, du-te spre și pe Silaghi la fel. I-a trimis în fața justiției. Antonescu l-a făcut pe ăsta să scăpat. A zis ceva de genul, tu-i mă în Parlamentul Europei, că trebuie parlamentarii de acolo să-ți dea aviz, să nu știu ce, știi? Adică așa o șmenuială. Păi da, matale, vrei să fii președinte? Nu, pe bune. Zi să mor tu. De unde? Asta e șmenuiala în politica românească, nu? Cam asta e, din păcate, spun eu. Da, păi am omis ceva? Am omis ceva, am omis multe, dar nu mai la... Apa aia am zis-o, nu cu, da, cu... Soldatul japonez am zis-o săptămâna trecută? Am zis-o și Petrică și Lupu, nu? Aia am zis-o. Nu mai revenim la asta, Petrică, Lupu și soldatul japonez, nu? Dacă mă înșerbând în partea a doua, poate revenim un picus, nu? Soldatul japonez care...
Și noi. Hai să vă dau și de na, la valut. Ce vorbești, băi? Deci gata! S-a terminat. Toate s-au terminat. Românica e terminată ca să... Dar nu, asta e o răutate. Asta este, cred că, o greșeală de tipărit. Pentru că nu poate, n-are cum să fie așa. Hai să ne uităm pe net? Nu, ne uităm pe net, că tot dracul, adică tot acolo. Mă întorc ziarul. Avem știrea asta și în altă parte, nu că nu vine să spun. E vorba de valută. Da? E așa? S-a ieftinit valuta? E pe bune asta? Da? Pe bune? Sau și cu Abrenciu, pe bune, da? Nu? E pe bune, dar nu-i bună. Deci, euro. Nea Isărescu a făcut cotația și pentru astăzi la euro și la dolar. Euro 4 lei 47. Nu, da, de-aia că nu pot venea să dau. Adică am zis, bă, am gafat, am citit în cant, am citit-o rău. Hai, bă, să mai citesc într-un ziar ceva, deci poate e mai... E adevărat. 4 lei și 47 de bani cotat euro astăzi și 3 lei și 41 dolar american. Adică s-au dus în... Și o să vedeți și de ce, pentru că avem o știre în Suceava ce se întâmplă cu firmele. Care mai sunt, mai sunt vreo 2-3. Mai sunt vreo 2-3 și gata, că la câte ies săracele se dizolvă, se desfințează, se insolvență, se de toate astea. Deci mai sunt vreo 2-3 și gata. Economia aia fantastică a Sucevei care trebuia să ne facă pe noi capitală de regiune, nu mai e. Că aproape nu mai e. Ce să mai e? În fine, deci 4 lei 47 de bani spuneam, 3 lei 41 de bani dolarul, 4,47 euro. Cotațiile sunt mai mult decât îngrijorătoare și mai ales că săgețile, da, de tot de cei de la BNR, sunt în urcare. În speță, trendul cu un euro care se întărește și cu un leu care scade pe zi ce trece, sunt în sus. Adică pe creștere. Euro probabil se întărește în continuare și noi mai în continuare mai pe nicăieri, să spunem așa. Dar suntem pe nicăieri, protestăm. Probabil că asta e singura soluție, să protestăm în continuare și poate cine știe. Poate odată și odată vom, sau vă rog, ni se va întâmpla și nouă ceva bun. Brucan spunea după 20 de ani. S-a dus, nici măcar predicția de tip Alexandru Dumas după 20 de ani, cu D'Artagnan și Athos și Aramis, Vax Albina. Publicitate, nu? Dar stai să mai încă o renumere. Deci vă supărați foarte tare dacă mai spun o chestie și... Vă supărați? A, mulțumesc. De 9 septembrie 1737 s-a născut Luigi Galvani, medic și fizician italian. În 1828 s-a născut scriitorul rus Tolstoi, Lev Nikolaevich Tolstoi. În 1898 a încetat din viață scriitorul francez Stefan Mallarmé, iar în 1908 s-a născut scriitorul italian Cesare Pavese. În 1911 a fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa, iar în 1992 a încetat din viață Margareta Sterian, pictor, ceramist, artist, decorator și poet. 9 septembrie, Ziua Mondială a Republicii Coreea de Nord, Ziua Națională a Republicii Tajikistan, ăla micul grasul și umflatul de la Coreea de Nord, ăla oligo, elementul ăla de la, al șaselea element de la Coreea de Nord, azi are un pic de manifestare, și tot astăzi este Ziua Mondială a Frumuseții, adică e de spălături oculare, publicitate, revenim, stimați prieteni. Da, suntem din nou pregătiți de revista Presă. E o presă care are câteva titluri, dar înainte de asta am uitat la un preambul, deci atât am, că mai erau câteva, dar pe ăsta l-am uitat și era foarte, foarte important și este în continuare foarte important. Tot auzi pe toată lumea vorbind despre fonduri europene. Bă, fonduri europene și așa mai departe. E foarte adevărat că accesarea de fonduri europene în... cum să spun eu, în integralitatea ei, pentru că fondurile europene vin în zona FEDER, în zona agriculturii și a ruralului, fondurile europene vin în toate ministerele și în infrastructură, peste tot, peste tot felul de post, de fonduri care vin și trebuie să accesate. Am să mă refer doar la zona rurală, nemaipurând că săptămâna trecută am avut o problemă cu minimisul. Băi, deci, da, ai văzut, de chestia cu accesatul, depusul dosarului. Deci ce se întâmplă acolo? Acolo e pe principiu primul venit, primul servit. Păi cum dracu au fost serviți numai ăia care trebuiau? Păi electronic. S-a anulat. Bun, dar s-a anulat pentru că a început să urle. Da? Lumea a zis, bă frate, am încercat la ora 9 punct să... Pauză, niente. Deci 5 minute a funcționat sistemul, da? După care s-a terminat. Da? Nu, el a funcționat sistemul, dar a funcționat numai pentru ăia care au reușit să depună. Pentru că el ar scria sistem cu eroare, știi? Deci, făcătura făcăturilor. Vrei să-ți spun o chestie? Au început acum o cercetare. Au început să... Cazul e cercetat. Știi care e concluzia? Niciuna.
Vinovat a fost sistemul, internetul. Internetul, internetul este un angajat. Nu știți chestia asta. Internetul este un angajat. E numele în internet. Cum te cheamă? Internet. Da? Deci, eu o să fie de vină. Hai să vezi dacă nu se întâmplă chestia asta. Deci, apropo de chestia asta de mânăreală, așa, știi, de aia n-are ursul coadă. Uite, ăia care vor să aplice în zona rurală, spre exemplu, n-au niciun fel de posibilitate. Pentru că, de ce? Pentru că nu știu la ce să aplice. Fiecare an, din 2009 încoace, 8, când funcționează sistemul ăsta cu dezvoltare rurală, însemna un calendar. Un calendar al măsurilor în care apăreau ce? Data când puteai să depui la anumită măsură, între perioada, o lună, 3 luni, 7 luni, cât puteai, da? Ce face măsura, o fișa ei, ce sumă are alocată măsura, așa mai departe. În anul de grație 2013, primul an, de când vorbim de fonduri, de tip SAPAR, pentru ca să înțelegi, e mai ușor de înțeles, da? Cu dezvoltare rurală, cu alea mai ușor, în care lucrurile sunt bulibășite. Deci aia mică de la Ministerul Bramburica e în pantaloni scurți acum. Deci e școlăriță, în pantaloni scurți, deci e pionier. Pe lângă ce bulibășeală e la ăla de la agricultură. Nu e niciun calendar și nu se derulează nicio măsură. Absolut nimic. Măsuri de IMM-uri, dezvoltare, infrastructură, în zona rurală, locuri de muncă. Niente. Nimic. Și asta în Românica. Eu zicem noi prosperă, frumoasă și extraordinară. Poți să încep să... Da? Bă, să-l dai afară pe internet. Băi, Nea Antonescu, dă-l afară pe internet ăsta că dă-lea câte ce, dă... Așa. Ia uite aici, în pagina a doua din obiectiv, restituirea imobililor preluate abuziv de comuniști, bună pe hârtie, dar greu de aplicat în teren. Păi după 23 de ani, după ce să mai patru, dar ce să mai aplici, bă, frate, deci... Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobililor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, dă mari bătăi de cap celor puși să o aplice. Termenele de pe actul normativ cerute de foștii proprietari, dar și de CEDO, riscă să nu mai fie respectate din cauza inerției la nivelul primăriilor, ori a structurilor de stat deținătoare de terenuri, dar și din cauza faptului că finanțarea operațiunii de inventariere, în care numai în județul nostru sunt angrenați 67 de specialiști din măsurători, persoane fizice și juridice autorizate private, este lăsată în seama primăriilor care oricum au bugetele cum? Goale. Da, asta e o răutate. Deci nu că-s goale, îți spun minus chiar, îți spun eu, adică îți goale și îndatorate primăriile. Nu mai vorbim de faptul că primarii localităților nu mai au putere de decizie în cadrul noilor comisii de inventariere și în consecință interesul lor de a operativiza activitatea acestora este practic inexistentă. Adică am făcut ce? Am dat o lege cum? Anapoda. Am dat o lege populistă, că aia am făcut, da? Deci când s-a întâmplat asta? În 2013, ce anul de grație, da? Am dat-o pentru că de ce? Am zis, bă, protestează și așa mai departe, hai să ne închidem gura. Ne mai pun încă la chestia cu datul, cu banii, cu restituirea, e ceva de genul, ai deprimit. Deci nu-i dă nimeni bani acum, sau nu. No. Deci ce ai făcut? Hai de inventariem, facem chestii, cât ai deprimit? Da, un exemplu, un miliard. Când ai să-l primești? Când primești miliardul ăsta? Bă, important, data nu știu sigur. Da? E o autoritate. Dar important e pentru tine să știi că ai deprimit. Aia e cea mai tare, știi? În rest, pusă în aplicare și așa mai departe, n-are niciun fel de relevanță. Comisiile locale de inventariere a terenului conform legii 165/2013 și au început treaba încă din luna august, organizându-se ședințe de stabilire a atribuțiilor în cadrul acțiunii de inventariere, întocmindu-se anexele care vor centraliza cererile nesoluționate. În consecință, după data de 15 septembrie, vom cunoaște necesarul de teren agricol și forestier pe fiecare din cele 114 unități administrative teritoriale, a spus Vasile Mocanu, directorul OCPI Suceava, care adăuga că nu este ușor să fie inventariat de 855.000 de hectare de teren care reprezintă suprafața totală a județului Suceava. Bine, și chestia asta nu ajută la nimic, că aveam o grămadă de teren, că, mă rog. Da, deci... Deci cum e în România, da? Nimic nu se poate, totul e făcut, deci nu, nicio surpriză. Vorba ta, bine că știi că ai de la nu știu câți bani, când ai să iei niciodată... Pe principiu ai deprimit. Asta e foarte, e motivant, așa, știi? E motivant și e cu speranță, să spunem, nu? Adică speranța că mâine o să se întâmple altfel. Mai este o vorbă, dar nu pot să spun, cu degeaba speri. Într-o altă formă, evident. Pagina a treia din obiectiv, 430 de controle la firmele din domeniul panificației. Da, pentru că am văzut săptămâna trecută o intervenție a președintelui CJ Suceava, Cătălin Nechifor, care spunea că ce?
cei care cumpără pâine să ceară și bonul fiscal. Că astfel măsura va putea fi pusă în practică și economia va începe să... Da? Degeaba. Dar numai la pâine trebuie să cerem bonul fiscal, că mai știu eu o grămadă care nu dau bon fiscal. De când celelalte nu sunt relevante. Măsura asta a fost luată de guvernul Ponta, asta trebuie să țineți foarte bine. A fost luată de guvernul Ponta și trebuie pusă și asumată în totalitate. Deci vorbim decât de pâine, da? Bine, primești bon fiscal mai peste tot, pentru că a început să funcționeze ușor, ușor instituția bonului fiscal. În zona pâinii, mă rog, specialiștii însă, știi ce spun specialiștii? Cei că în economie care se pricep și așa mai departe, zic un lucru simplu. Această scădere va fi irelevantă. Zona neagră din sistemul ăsta al panificației nu va dispărea. Da, vom vedea. Spuneam 430 de controle. Iar auzi aici. În perioada 1-6 septembrie, la nivelul județului Suceava, s-au desfășurat acțiuni de prevenire și combatere a ilegalităților în domeniul producerii, prelucrării, achiziționării și comercializării produselor cerealiere și de panificație, la care au participat 165 de polițiști din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, ordine publică, poliție rutieră și poliție transporturi. Cu armele picepte erau, cu automate de picepte. Au fost efectuate 430 de controle, dintre care 80 la societăți comerciale, 61 la persoane fizice, fiind verificate și 289 de mijloace de transport. Polițiștii au constatat 5 infracțiuni și au aplicat 158 de sancțiuni contravenționale, valoare de 48.000 de lei. Bă, acum, cât infracțiuni au constatat? La 430 de controle? Decât 5? Pâinea noastră, cea de toate zilele. Nu, deci continuăm să ne, nu? Continuăm să ne facem așa noi, România, să ne facem de ce? De cacao, ca să spun așa, un ingredient care se mai folosește la cozonac. Ai văzut că chestia asta cu Roșia Montană, că am uitat să spun, Roșia Montană, proteste și oameni de parte au fost nu doar în România, au fost și în străinătate. Românii și nu numai. Foarte important, românii, dar și cei din străinătate au participat la acest protest împotriva exploatării miniere de la Roșia Montană. Și pe Ponta nu l-am văzut să-și facă harakiri în direct. Ok, o chestie de onoare, da? Deci, cum fac japonezii, frate? Deci, e o chestie de onoare, da? Japonezul, samuraiul, care poate fi un reper așa de moralitate, da? Ăla, în momentul în care o chestie atinge onoarea, ca să-și spele onoarea, nu? Moare, bun, ăla fizic, dar poți să mori politic, cu onoare, da? Dar trebuie să o ai. Trebuie să o ai onoare. Păi, chestie. El o are pe Logan. Deci, vorbim aici despre ce vorbim. Deci, îmi cer scuze. Deci, chiar vă rog să mă scuze. Deci, băi, cicanare în trafic terminată cu bataie. Așa suntem. Super, da, tare, urge da? Urge un par, o furcă doi pumni în cap, deci nu, asta e... Bă, o problemă un picuț aici la e pe o jumătate de pagină în obiectiv. E nu? Eu o, pe principiu, primim la redacție ceva un picuț o treabă la Arhiepiscopia Sucevei. Sperăm ca un nou arhiepiscop al Sucevei să desfășoare activitate pastoral-misionară care să vindece rănile ce sângerează în Biserica Suceveană. E vorba de un articol, sau mă rog, o scrisoare deschisă a Comitetului de Reflecție Ortodoxă al preoților din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Fac o sugestie pe care am mai făcut-o și săptămâna trecută, nu am mai văzut o chestie din asta, nu știu ce grup de inițiativă, nu știu ce a făcut. Nu știu, a protestat, nu știu pentru ce, da? A, erau ăia în PNL, da? Ăia în PNL și erau grupul de nu știu care nu-i mulțumit. Recomandarea pe care am făcut-o atunci celor de acolo, am zis, bă, dacă toți sunteți cu posesori de cum să spun eu, de posesori de moralitate, de nu, sunteți adică moral, sunteți barbați, ca să zic așa, să nu zic... Așa, ar trebui să-și dea cu numele, nu? Cu subsemnat, adică să spună, eu mă intitulez Cutărescu și vreau să spun următoarea chestie. Bă, nu sunt de acord. Și dacă o să iasă băișa, nu știu ce fac. La fel și comitetul ăsta de inițiativă, da? Aș fi vrut să văd aici o listă foarte mare așa, da? Comitet de inițiativă și să scrie Xulescu, Y, așa mai departe, noi ne-am asumat. Bun, acolo e o problemă, știi, pentru că intră în... verificare la nivel eu. Dar totuși mi-aș fi dorit să văd că acest comitet de reflecție ortodoxă al preoților din Arhiepiscopie și-o asumă și spune cu subiect și predicat ceea ce are de spus. O să vedeți în presă dacă e ceva de spus. Obiectiv, pagina 5, stranierii nu s-au înghesuit la cumpărat apartamente în această vară. Pentru că de ce vară? Păi dar n-au niciun motiv. Probabil că n-au de gând să mai vină în România sau pentru ce să mai cumpere un apartament. Noi am zis că n-au bani. Ei, da, eu aș spune că nu. Adică ce să mai fac în...
România. S-au mai întors vreo 2 luni atunci. Speță în Suceava, știi, hai că în România, ca în România, că poate dacă te duci în Cluj îți mai găsești ceva de făcut sau în București sau într-un oraș mai mare, dar vii la Suceava să faci ce? Fon. Cum să? În Suceava? Să mori de frig, să n-ai apă caldă, să n-ai... Băi, no, da, sunt niște răutăți de-ale mele, da, deci de dimineața am luat-o. Locuri de muncă plin, deci cred că Gem e ziarul, deci, dacă ne uităm notă, la deci anunțuri numai, acolo, deci, cred că... Nu le-am căutat, dar Gem ziarul, da, deci locurile de muncă sunt foarte, foarte... De economie prosperă. Deci, spuneam, nu o să cumpăr apartamente pentru că de ce? Pentru că nu mai vrea nimeni Suceava. Spune, bă, mă, vin acasă, stau în gaura asta. Mai erau 2-3 nostalgici care încă au rămas, mă rog, nostalgici cu ce s-a întâmplat înainte și au zis, lasă, bă, că pot să crești eu un porc și o găină ca să trăiesc. Unde, în oraș? Zis să mor tu, că poți. Da, hai să spunem... Da, de ce nu, adică? De ce nu, adică? Păi de ce nu? Păi asta adică în România, pe sub blocuri, mai vezi câte un strat de ceapă verde, deci asta mi se pare... Pătrunjel. De mare chestie, deci da, deci, trăim într-un oraș mâncă european anul 2013. Și mâncăm eco, că despre asta e vorba, deci n-ai văzut chestia cu eco, cu... Deci, grajdul cu undate, mâine, păi mâine, luăm un porc de găină, unul mai micuț, așa ca să putem să-l punem la tavă cu mărungură. Deci, ce spuneam, nu se mai vând apartamente. Nici creditele în lei la care se acordă la proiectul Prima Casă nu au ajutat piața imobiliară, ci mai degrabă au blocat-o. Adică se dau foarte greu și se derulează foarte greu. Condițiile sunt și ele la fel de grele. Unii suceveni au renunțat să mai vândă apartamentele la prețuri scăzute, iar pe fondul oferte slabe din punct de vedere financiar au fost cazuri de proprietari care au cedat mult sub prețul pieței. Pentru că de ce? Pentru că au nevoie de bani. Și au pus botul la tot felul de oferte, că au zis, bă, frate, decât de loc, mai degrabă asta. Și stai și acumulezi acolo datorii la întreținere până la urmă, că ești în cele din urmă, te trezești cu executorul judecător. Și zici, bă, frate, decât să mă execute, mai degrabă mă execut eu singur. Știi? Adică o chestie de demnitate, știi? Adică îmi fac arachiri eu singur. Vând prost, vând în gaură, vând că nu mai recuperez nimic, dar măcar, nu? Măcar e altceva. Nichifor a participat la mai multe evenimente organizate în județ pe 8 septembrie și a recepționat mai multe lucrări de investiții. Deci, n-ai văzut. Am citit știrea asta, nu că e foarte importantă. Ca să o pun contextual cu alte știri care apăreau în anii de grație între 2008 și 2012. Și să-i spun lui Cătălin Nichifor că celui care pe atunci și acum, că l-am văzut și acum, tăia pâmblicuțele, le lua acasă, le punea pe panoplidă cu pămlicuțe, nu i-a ajutat chestia asta la nimic. N-a mai prins un mandat. Așa că chestii de genul a tăiat, a recepționat, a făcut și adres, eu nu știu dacă au neapărat, în opinia mea personală, nu știu dacă sunt aducătoare de câștig până la urmă electoral. Eu cred că, într-adevăr, făcutul în sine, pentru că trebuie să vezi cu ochiul liber că s-a întâmplat ceva bun, și atunci când vezi că s-a întâmplat ceva bun, vezi pe calea rutieră. Deci s-a întâmplat ceva bun. Jos pălăria. Da? Lucrurile astea le poți vedea cu ochiul liber și atunci... Pentru... Am auzit, apropo de Raniță, că asta e de celebritate deja. De? Și am mai tot spus-o. Că atunci se vorbea despre 1 miliard de euro pe care cineva i-a cărat cu Ranița. Zi de zi, săptămână de săptămână, cu spatele la Suceava. Numai că nu se vede. Pentru că, spre exemplu, în învățământul sucevean, avem în continuare 80% din școlile Sucevei, școlile sucevene care nu sunt autorizate. Copiii noștri, viitorul nostru al Sucevei, e sub semnul întrebării. În mediul rural e Jalescu. Da? Uniți-mă banii care i-o căra cineva cu Ranița. Că în sectorul ăsta în învățământul nu a ajuns. Da? Apropo, de-aia recomandarea ar fi pentru Nichifor. E o recomandare așa, dacă vreți. Venită de la mine, de la Bucovina Activ. Să o lase mai mare cu pâmblicuța și să facă chiar ceva pentru Suceava. Pentru că asta cu pâmblica, cu 36 de kilometri, nu știu nici unde, uite aici că drumul, că îți spun acum, Ostra, Puzdra, Broșteni, 36 de kilometri s-au asfaltat. Ok, am văzut, spre exemplu, că se lucrează la cel mai peticit drum din Suceava. Știți care e ăla? În municipiul? Foldeceni. Ai, frate. Deci strada Sucevei din municipiul Foldeceni. Deci, pe cuvânt de onoare, dau scris. Și dacă tot funcționează Facebook-ul, net-ul și așa mai departe, bă, găsiți o stradă în toată România asta, mai peticită ca strada Sucevei din Foldeceni. Bă, dacă este, deci ai petice,
Poți să faci acolo, e o stradă cu are istoric strada aia, mă înțelegi? Bă, deci găsești petice de pe vremea lui Ceașcă acolo. Deci nu mai e, pe bune vorbind acum, adică găsești petice de pe vremea, de 23 de ani, 24 de ani găsești petice acolo. Știi? Adică dacă te uiți ușurel, pentru că e petic peste petic. Bă, dar e petic peste petic, e unul, pac, nu e așa pe stradă, bă, deci e potpuriu, frate, deci n-am văzut așa ceva nicăieri. Bă, mai vezi un petic pe aici pe acolo, să mai dă un covor asfalte, că ăsta e petic, petic, pe, bă, fere, deci așa ceva mai rar. Apropo, deci, nu, apropo de chepă, deci să facem altceva, o chestie, ceva de genul ăsta. Primărie nouă inaugurată la Moara. Deci ce spuneam? Ăla cu pămblicuța? Deci a fost inaugurează la Moara și Căminul Cultural de la Mitocul Dragomirnei. Nu i-a ajutat, n-a înțeles nimic din ce i s-a întâmplat în 2012, adică pentru că n-a mai ajuns președinte Consiliul Județean. N-a înțeles nimic. Taie în continuare pămblicuțe. Deci chiar n-a înțeles nimic. Nu asta e important, să tai pămblici. Important e să fii privit ca unul care a făcut ceva. Și acel ceva să și vadă, știi? Adică nu numai teoretic, și practic. Da, mă rog. Și uite acum știrea de care, pe care o așteptam, care e super tare și care îmi duce aproape de publicitate, ușor, ușor. Care e știrea? Aproape 2000 de firme suceveni au tras obloane de la începutul anului. Asta e știrea. Nu? Asta e știrea. Deci, de ce merge? De ce? Și e una sub alta. Stranierii care nu s-au înghesuit la cumpărat și cu firmele care s-au închis. Pentru că de ce? Păi cu ce să cumperi, frate? Păi dar în orașul ăsta, în județul ăsta, care e aproape mort economic. Da? Ultima statistică la locurile de muncă pe care mi-aduc aminte erau cu 21 de locuri de muncă pe care am citit-o în Suceava. Deci și alea erau de erau locuri de muncă doar pentru cei cu studii superioare, masterat și început de doctorat. Deci vinzi înghețată, te întreabă ce studiu. Era pentru salon auto, am doctoratul. Da? Și ce, de ce vinzi înghețată? Păi ce să fac în gaura asta? Nu? Nu-i de ajuns. Deci, matale cam mult. Matale, deci, doctorat ai spus? Da, vechimi, cât ai avut? Cât ai profesat? De când ai doctoratul? De când ai titlul de doctor? Păi eu de cât de 10 ani? Căutăm unul cu 15 ani experiență. Nu, că trebuie să dai așa, te vezi cu aia, cu maneta, cum o dai, cum alea, cum învârți cornul, cum pui, adică nu poți așa de a... Știi? Da, de uite aici. Pentru alte 253, Registrul Comerțului a cerut în instanță dizolvarea procesele fiind pe rol. La capitolul suspendări de activitate, Suceava este pe locul 9 la nivel național. Nu, deci stăm bine. Nu, e un loc onorant, ca să spun așa. Din 42, un loc onorant, locul 9. Nu suntem chiar la coada clasamentului, că era... Județul nostru ocupă, deci locul 9 ăsta înseamnă cu cât? Cu 388 de firme. Județul nostru ocupă locul 13 pe țară la numărul de dizolvări și același loc 13 la numărul de firme radiate. Deci ne menținem cumva undeva de la jumatea clasamentului, spre podium așa. Adică ușor, ușor prindem primul loc. La, bun, depinde cum se fac statisticile astea, știi? Populație, suprafață, economie. Cert e că suntem absolut pe nicăieri. Județul Suceava se poziționează în prima parte a clasamentului național în ceea ce privește numărul firmelor închise la începutul anului. Astfel, conform unei statistici centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în intervalul 1 ianuarie 2013-31 iulie 2013, un număr de 388 de firme și-au suspendat activitatea. Este de pe în același interval anul trecut, numărul suspendărilor a fost de 533, s-au înregistrat astfel o scădere de 30%. Dar trendul este foarte important. Păi da, adică nu mai contează, nu poți să te raportezi la anul înainte, că vine vremea că nu mai era ce te raporta. Păi anul trecut a fost zero. Și s-a înființat anul trecut ceva? Da, s-a înființat o firmă. Și ce s-a întâmplat anul ăsta? E dizolvat, a cerut cerere. Nu? Deci cam așa, s-au suspendat activitatea. Așa suntem. Asta e economia României. Asta e economia Sucevei. Nicăieri, nimic, niente. Că deja ne punem întrebări. Bă, da, noi din ce mai trăim? Că nu merge nimic în chestia asta, în România asta, da? În Suceava nu merge nimic. Faimoasa industrie în Suceava. Nu-i. Locuri de muncă alea erau 1 milion la nivel național, că de nu mai auzim nimic de ele, nu? Și 100.000 era la nivel județean. Nu mai au niciun fel de lider să spună ceva de ele. Da, e pamliș la drum ușor, nu avea timp ca să spună chestia asta, știi? Dar aș fi vrut să spună chestia asta. Băișanu se ocupă acum de alegeri, n-are timp. Care e un puci acolo care vrea să-l dea jos pe... Nu-i muci, e puci, ca să ne înțelegem, deci nu-i la PNL, da? Care vor să-l dea jos pe Băișanu, dar oricum să alege muci din puci. Cam asta e, că oricum nu, Băișanu rămâne acolo
Că cine să, dacă ăștia și-au dat, s-au dat grup de inițiativă și ce să mai... Vine Catrini? Vadim de Suceava. Nu alea Catrini, hai, mai văzut că nu... Hai să mai dăm și în celelalte ziare, măcar titluri, dacă nu are ceva, că... Nu? Uite, ce are? Lucrarea de infrastructură recepționată de președintele Consiliului Județean, poliția locală primește sesizări și pe telefonul mobil la Fălticeni. E primește și pentru Suceava, pentru strada Sucevii? Pentru autostrada Sucevii din municipiul Fălticeni? Domnul Coman. Nu, că l-am văzut săptămâna trecută, că am ridicat o problemă, știi, vis-a-vis de parcări. Miercuri și joi a fost la Bucovina TV să dezmintă toate, știi, adică parcările, mersuri și așa mai departe. Poate ne spune ceva și de, tot aici la noi, tot la noi, poate ne spune ceva și de autostrada Sucevii, sau mă rog, strada Sucevii, de la intrare, da? Și numărul de petice. L-o inventaria careva, numărul de pe vechi și noi. Bani așa, păcutare. Nu, dar acolo mai că poți să faci o chestie istorică. Cercetare arheologică. Poți să faci o cercetare arheologică acolo pe cuvântul meu, dacă nu poți să faci. Deci poți să faci. Poți să faci. Chestia când desfac băieții acolo să spună, bă, hopa, am găsit unul. Deci decopertează, știi, și fac pacu și decopertează. Nu, dai, nu vei cu freza, tai și măcini. Nu, no, n-ai cum să faci măciniș acolo, știi? Cu, nu, că e ala istoric, frate, are greutate de nou. Păi la decopertează, așa, dai peticul ușor, ușor, la o parte, ușor, cu... Pacu, și găsești altul. Te l-ai spune, ăsta e de pe vremea lui Maurer. Ăsta e de pe vremea lui Dej. E deja pac, îl iei frumos, îl decupezi. Și îl pui undeva, îl duci într-un muzeu, Muzeul Asfaltului Românesc, nu? Deci nu mai. Ce să... Și cine e la Muzeul Asfaltului Românesc? Cine sunt ăia care au făcut muzeu? Umbrărescu și cu el altul, Iordache. Păi da, avem și regii asfaltului, nu? Deci trebuie și o casă regală de asfalt. Adică face casa regală asfaltului, că de ăștia alții avem. Slavă, slavă, nu. Da, spuneam, echipă nouă la conducerea organizației județene de tineret a PSD... Populare suceveni constată că banii aduși de la București de un anumit lider politic nu se regăsesc în infrastructura din educație și nu numai, nu se regăsesc nicăieri. Alegeri la Camera Agricolă, deci agricultura este pe primul loc. Cine este number one? Agricultura, unul în Suceava. Dar, spune presa, un eșec lamentabil, alegerile astea. Deci noi este plin de eșece. Lamentabile. Adică un alt eșec. Care este, evident, al Manahie. Pagina 3. Din monitorul, din monitorul de Suceava, numărul celor care au venit să-și aleagă reprezentanții în acest for a fost extrem de mic, între 5 și 10% dintr-un total de 116.000 de alegători. Spre exemplu, la Suceava, secție cu 2.198 de alegători, s-au prezentat la urne doar 106 oameni. Adică, fără niciun fel de miză. Miza era doar pentru cei care se doreau în funcțiile de conducere. Prefectul Sinescu al Sucevei a declarat că alegerile vor fi validate indiferent de numărul celor care au votat. Nu-i foarte tare asta? Da, păi așa e regulamentul și după aia aia care n-au votat o să se plângă despre de agricultură, că nu merge, da? Activitatea camerei. A camerei, zică, da? Și unde mă, l-au pus pe ăla care e așa, l-au pus pe altul l-au care pus, e așa. Adică cine? Că dacă că nu te-ai dus să-l votezi. Dacă nu te-ai dus, sigur că da. Nu ți-ai exprimat votul, da? Cei care s-au ocupat de organizarea acestor alegeri speră că până la după amiaza zilei de astăzi, bă, dar nu, au denumărat foarte tare, îți dai seama, adică la o secție 106. Deci, cum se poți... 106 buletine sunt foarte multe. Până astăzi, spuneam după amiază, să aibă și rezultatele finale pentru a le putea înmâna atestatele celor 25 de persoane care vor conduce Camera Agricolă Județeană Suceava pentru următorul an. Deci doar pentru un an. E un mandat scurt, asta de aia n-a fost niciun fel de interes, știi? Pasul următor acestui scrutin este validarea alegerilor la Judecătoria Suceava. Mandatul, spuneam, celor 25 este pentru un an, iar la finalul acestei perioade vor fi organizate noi alegeri de această dată pentru un interval de 4 ani. Deci acolo, hai că poate mai e ceva interes. Dar asta cu un an, pauză. Sărbătoarea Roadelor, ocazia perfectă pentru a descoperi frumusețea tradițiilor poloneze. E de lăudat, Longher. E de lăudat. Chiar știe să facă politică. Și știe să facă pentru comunitatea, pentru ca idee, da? Când vorbim de comunitatea poloneză, auzi tot felul de chestii care s-au întâmplat. S-a făcut, s-a construit, s-a... tot felul de chestii care s-au întâmplat. Comunitatea poloneză este importantă în Suceava, dar se întâmplă ceva în comunitatea aia. Deci se întâmplă ceva și se întâmplă ceva pozitiv. Nu știu, de la casă polonă, de la bazilică, de la fonduri, de la tot felul de lucruri se întâmplă în comunitate și se întâmplă pozitiv. Spuneam și asta pentru că au deputatul de comunității de aici la Suceava, Gervase Longher, face ceva. Că mă puneam în balanță, în cealaltă parte, știi? Poți să spui același lucru, spre exemplu, despre deputatul italienilor?
Nu, dar pe bune. Care tot din Suceava. Nu știai chestia asta. Băi, domnul Grosaru se numește, da? Deci nu știi. El are mandate, el s-a bătut la asta cu Ileana Stana Ionescu, sper să nu greșesc. Pentru mandatul de... pentru președinția italienilor din... Are rădăcini foarte adânci, vreau să spun. Da, părinții lui au fost, nu, bunicii, străbunicii. Nu, mă rog, cineva a avut rădăcini cu italienii, că de-aia. Dacă să ne gândim așa, știi, pe la Imperiul Roman, da, avem toți undeva, niște toți rădăcini. Am avut. Noi cumva ne tragem, nu, de la undeva de acolo, de la Lupoaică, cumva ne vine nouă chestia, știi? Că tot au venit romanii pe aici, așa au mai făcut și au făcut mendele, să spun așa, prin România. Da, deci, la celălalt capăt, spuneam, nu, la capitolul nu faceți ca ei, că oricum nu face nimic, știi, la vedeai comunitatea italienilor. Da, avem comunitate. Care comunitate? Păi era una din întrebări, așa. Știi? Și dacă o avem, s-a făcut ceva pentru comunitate? Habar n-am. Să fac o băncuță în parc pe care să scrie comunitatea italienilor, loc de jucat table. Nu? O chestie, nu? Pauză. Apropo de, spuneam, de sărbătoarea roadelor, Polonia din Bucovina... Cea mai mare localitate din Bucovina în care trăiesc polonezi, Solonețul Nou, a găzduit manifestările finalele zilelor culturii polone. Coloratele costume tradiționale, dansurile și melodiile poloneze, dar și delicioasele produse tradiționale au încântat mii de spectatori la cea de-a 8-a ediție a Dozinki, așa se numește această sărbătoare, și spuneam, e de lăudat cântece și dansuri tradiționale din Polonia și România. Toate astea s-au întâmplat la Solonețul Nou, pentru că cuiva îi pasă, știi? Da, e o comunitate și, în general, vezi, comunitățile astea mai mici sau mai mari au interesul să-și, nu știu, sunt organizate altfel, au coeziune, știi, sunt mult mai uniți acolo între ei, că la fel se întâmplă și și mai ales, știi, au dar cineva și păstorește foarte bine chestia asta. Este foarte important, știi? Cuiva îi pasă și conduce chestia asta, pentru că sunt și alte comunități, dar nu neapărat foarte vizibile. Aici chiar se întâmplă ceva, știi? Bazilica Minor a ajuns să fie una din cele mai vizitate pe 15 august, nu? Cele mai vizitate zonă motivat de clădirea care se află unde? La Cacica. Deci și a comunității până la urmă. Ia uite la aici. Altul la mitoc. Nu mai zic care să rânja la oameni aici. La fel, de ce începe Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineri Grigore Vasiliu Birlic? Mare actor. Un mare actor. Plecat de la Fălticeni. Oare știi, Edis? S-a Suceavi și Petic, Pisti Petic. Birlic. Ce-ar fi făcut Birlic din chestia asta? A? Auzi, dar la Suceava când o să fie un festival de nu știu care de teatru? Care Suceava? Că la Fălticeni văd că se întâmplă lucruri la noi. Deci noi nu mai avem așa ceva. Noi facem regiuni, ca să ne înțelegem. Deci noi facem regiune. Bucovina. Face cineva, știu eu, unul care e cu ăla cu ranița în spate, care a fost însărcinat și cred că acum ar fi trebuit să cunoască un picuț treaba cu sarcina, normal, știi? Mai depinde cât e, dar ar trebui să cunoască. A fost însărcinat, spuneam, da? Și va rezolva problema Bucovinei. Deci noi ce o să facă capitala de județ? O să zică, bă, frate, ce facem? Păi luăm la capitala de regiune, luăm ce? Echipa de fotbal care e pe primul loc sau pe locul 2 acum, cât e, de la Botoșani. Ce au făcut ăștia? Deci vreau publicitate, mă duc acasă, bă, frate. Deci cum, Botoșani pe primul loc, Botoșani? Bună dimineața pentru cei din Botoșani. Brava! Filarmonica, teatru. Avem teatru, nu avem. Avem. Uite, avem la Fălticeni, uite, se mișcă un festival ceva, dar la noi nimic. Noi ce? Ca să zic așa, avem. Ca să nu mai... Nu? Apropo, am avut o pepinieră foarte bună. Din păcate, ăștia care ne-au condus 20 de ani, indiferent de numele lor și de pamlicile pe care le-au tăiat, n-au făcut nimic pentru cultura Sucevii, pentru educație, pentru nimic. N-au făcut nimic. Au făcut ce au făcut pentru ei, dar nu pentru voi. Spuneam, Grigore Vasiliu Birlic începe festivalul. Iubitorii de teatru sunt așteptați la ora 18 la Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic, unde va avea loc spectacolul Făm Loc, în regia lui Radu Beligan. Cea mai îndrăgită actriță de film, Medea Marinescu, se întâlnește cu cel mai pe val actor de teatru, Marius Manon, într-o comedie în care producția este semnată de Asociația Inspira. Juriul este format din Eusebiu Ștefănescu, președintele jurului, Claudia Motea, Ion Sapdaru, Gheorghe Balen și Loret Enache. Dacă știți de cine vorbim, de Eusebiu Ștefănescu, știți, un tip grizonat, care pe vremuri aducea ode marelui conducător, dar nu asta este important, era actor, asta făceau mai toți actorii pe vremea respectivă.
Sinfonie de toamnă pe esplanada Consiliului Județean. Evenimentul va avea loc vineri 13 septembrie, începând cu ora 19:30. Sinfonie de toamnă, ediția a doua, un regal de muzică clasică de excepție, un concert extraordinar susținut de Opera Națională din Iași și organizat de Clubul Rotary. Este un eveniment cultural, se întâmplă în Suceava. Poate, cine știe, ne vom vedea acolo. Peste 4600 de suceveni au solicitat CAS cardurile europene de sănătate. De ce? Pentru că pleacă din țară, nu? Ce să cauți? Numărul documentelor emise a fost mai mare în lunile de primăvară și vară, că atunci e momentul exodului, marele exod. Mai avem ceva, ci că unii, ca în fiecare an, din diverse motive, unii directori de școli revin la catedre, adică ei au fost schimbați, fac ce? În continuare, meseria, adică profesori. Purtătoarea de cuvânt de la Inspectoratul Școlar Suceava, inspectoarea Laura Hackman, a precizat că la cele 221 de unități de învățământ cu personalitate juridică, majoritatea directorilor vechi au rămas în funcție, 24 fiind schimbați din motive diverse. E bun, din motive diverse decât politice. Da, mă rog, dar motivele sunt diverse. Au fost schimbați directori de pe la grădinița program normal Cajvana, de la Fălticeni, unde Coșna, Mireșăuți, Brodina, Cârlibaba, Horodnic de sus, de jos, Moranică, da? Rădășeni, Herla, Neagră, Șarlu, Iacobeni, de la și la Clubul Sportiv Școlar Rădăuți. Deci au fost foarte multe schimbări. Doamna Hackman a mai informat că funcțiile de îndrumare și control din sistemul de învățământ preuniversitar au fost ocupate prin detașare în interesul cui? Deci, foarte important. În interesul învățământului, vă rog. Deci, eco! Aplauze! Eco! Ne simțim. Publicitate, revenim, stimați prieteni, avem horoscop, showbiz, nu mai cred că am avut de dimineață showbiz mai tot timpul, deci avem decât horoscop și revenim. Da, cred că dispuneam de horoscop. Da, e o zi cu frâna de mână trasă, sau mă rog, e ziua aia în care adunăm frustrări ca să avem de ce izbucni și vezi că lumea izbucnește pentru că nu se mai poate, mai adunăm. Nu, că avem de unde. Pentru că apare sentimentul ăla că vrei să faci și nu poți, că nimic nu e posibil și știi, se ajunge la revoltă și se vede clar că, mă rog, unora le-a ajuns, ca să spunem așa, și au început să... Da. Să protesteze și în număr foarte mare, din păcate total ignorați de cei care ar trebui să fie avut măcar o reacție cât de mică acolo. Dar asta nu înseamnă că nu puteți protesta în continuare, mult și mai vehement. Da, păi... Pentru că până la urmă se întâmplă. Da, păi nu putem fi ignorați la nesfârșit. La nesfârșit, corect. Berbec, sunteți pregătiți de acțiune, dar se găsește un prieten sau chiar perechea de viață să vă pună frână, să vă aducă toate argumentele pentru care nu puteți pune în aplicare ceea ce v-ați propus. Puteți primi opoziția unor grupuri de interese în cazul în care acțiunile dumneavoastră sunt de interes public sau afectează, știu eu, un grup mai mare de oameni. Se supune la vot, probabil, dacă e vreo ședință astăzi și așa mai departe, și primiți un nu mare și frumos și răsunător. Nu insistați, mai așteptați câteva zile. Unii berbeci vor simți nevoia să schimbe totul, să schimbe radical ceva în viața lor. Vă recomand să nu vă repeziți săptămâna aceasta și în perioada care urmează, luați-o încet și planificați. În plan sentimental, lucrurile sunt în așteptarea unei discuții decisive care să deblocheze situația, altfel o să vă tot învârtiți în jurul aceluiași pom. Taur, se poate să simțiți că vi se forțează mâna, că o anumită persoană încearcă să vă aducă într-un punct care nu vă convine, nu vă lăsați influențați sau forțați să faceți lucruri care nu vi se par corecte sau în care nu credeți. Nu recomand niciun fel de decizie legată de familie, casă sau direcție profesională, pentru că, iarăși am spus, se simte frustrarea aceea, vrei să faci și nu poți, ceva te oprește și e tendința de a forța lucrurile, încă nu. Este o zi a dialogului deschis la locul de muncă, o zi în decursul căreia puteți să stabiliți ce îndatorire are fiecare, apoi eventual să comunicați și șefului de birou sau directorului firme cum v-ați organizat acolo sau cum ați dori să reorganizați activitatea la birou. În plan sentimental, taurii se gândesc la trecut, la ceea ce li s-a întâmplat în niște experiențe nu tocmai plăcute, cumva rămân blocați acolo și asta le afectează starea generală, pot să apară discuții neplăcute și pe acasă,
eventual pentru cei care au acum o relație sau o căsnicie, încercați, nu știu, cumva să lăsați trecutul morții cu morții și vii cu vii până la urmă. Gemeni, tare v-ați mai prelungi weekendul și astăzi, dar evenimentele vă iau pe sus, vi se aduc la cunoștință defecte ale planurilor dumneavoastră pe termen lung, anumite calcule n-au ieșit bine sau vă așteptați la beneficii mult mai mari și ele nu vin. Ideile vă sunt blocate de oameni cu mult mai multă experiență decât dumneavoastră, în plan profesional, asta, iar în plan personal, gemenii calcați de 10 ori într-un loc, nu prea le iese nimic cum trebuie, n-au așa o coerență extraordinară. Încercați să nu vă repeziți la investiții, oricât de tentante ar fi prezentările și ofertele unora. RAC, nu este o zi bună pentru a negocia salarii, pentru a cere mări de beneficii. Pentru că, adică ce nici n-are rost să te mai zbați. Deci te mai, duci cu jalba în proțap, că nu merge nici aia. Nu e o zi foarte strălucită pentru a căuta surse noi de venit. Cei mai mulți raci nu sunt foarte siguri încotro doresc să o ia și de aceea privesc propunerile care vin spre ei cu reținere și chiar cumva confuzi. Din acest motiv puteți privi reproșuri și acasă, că nu știți ce vreți. Bienvenue! Da? Deci, meseria lui Ponta, frate. Și nu numai, mai e un lider local care tot așa aici. Dacă nu-i spun numele, dar... Da, deci din pricina nehotărârii... Prietenii știu de ce, da? Din pricina nehotărârii puteți primi reproșuri și acasă, că nu știți ce vreți, că ratați propuneri interesante pentru că aveți idei fixe sau principii inflexibile. Adică, din aia, vezi că ți s-a oferit ceva și tu nu vrei să faci... Eu nu? Nu știu, nu tu neapărat, dar mai sunt și alți raci pe planetă. În plan deci, sentimental... masaj erotic, am câteva ce am uitat, câteva lucruri de muncă. Ca să nu... Masaj erotic la Suceava, dar angajează decât tinere, deci n-ai, că nu m-am lipit. Eu studiez piața muncii acum, ca să... Da? În plan sentimental, păi știi că poate te deghizezi, știi cum era aia cu Mrs. Doubtfire, știi, îți faci adică așa, eu o... așa cu... acolo la masaj. În plan sentimental se așteaptă mult de la dumneavoastră, în primul rând, să deschideți primii vorba despre un subiect incomod care tot bântuie relația de ceva vreme, adică tot ar trebui să puneți punctul pe ei pentru că perechea sau persoana iubită vrea, dar nu știe cum sau... încearcă să vă lase calea liberă. Leu... Deci, ca să zic așa, să notez aici. O altă zi de rahat. Nu? Mulțumesc. Deci, o zi complicată pentru toată lumea. Jumate. N-am trăit-o în jumate, dar am reținut numărul. Leu, o zi agitată și clocotitoare pentru lei, mai ales în plan personal. Sunteți gata să izbucniți pe un subiect care vă enervează de mai mult timp, dar recomandarea mea ar fi să nu faceți scandal, ci să pregătiți terenul unei discuții mai calme. Chiar dacă e o discuție neplăcută pentru ambele părți, ea nu trebuie să ducă neapărat la al treilea război mondial. Încercați să nu rămâneți atârnați de câte un detaliu nesemnificativ, ci să priviți la imaginea de ansamblu. Leilor li se pune pata pe câte un lucru mic, din care încearcă să facă o dita mai povestea. Cam așa e și nu iese foarte bine lucrul ăsta. Deci încercați să priviți imaginea în ansamblu ei. În plan profesional nimic nu se mai poate rezolva ca până acum. Va trebui să descoperiți metode creative de aici și din încurcături fără scandal. Lei sunt genul care doresc să se impună oricum, ba din picior cu pumnul masă, nu mai merge chestia asta. Fecioară, discuțiile despre bani nu vă sunt favorabile, nu încă. E prea devreme să inițiați negocieri, deși vă frământă foarte mult problema financiară sau cât sunteți plătiți în raport cu munca depusă, dacă vă sunt recunoscute meritele sau nu. O să fie de discutat luna asta, dar mai lăsați să treacă săptămâna asta pentru ca Mercur să se instaleze bine de tot acolo în balanță și să fie mai deschis spre negocieri, balanța fiind casa 2 pentru fecioară, exact casa banilor. Mare atenție la mijloacele de comunicare astăzi. E posibil să uitați să trimiteți un mail, un fax sau acestea nu ajung la destinație din motive tehnice sau n-apăsați bine pe buton sau nu scrieți corect adresa acolo la destinatar, nu formați bine numărul de telefon, deci e bine să verificați dacă mesajele dumneavoastră ajung unde trebuie să ajungă. În plan sentimental nu găsiți răspuns pentru că o să așteptați răspuns care nu o să vină sau aveți ceva urgent de trimis, nu trimiteți, pierdeți ceva. În plan sentimental nu găsiți răspuns la întrebările dumneavoastră și asta pentru că nu întrebați ce trebuie, așa că e bine să reformulați.
balanță. Deviza zilei de astăzi este: ce ție nu-ți place, altuia nu face. Aveți tendința de a vă răzbuna inutil sau de a da vina pe cei apropiați pentru propriile dumneavoastră greșeli, iar acest lucru nu va ajuta la detensionarea atmosferei în familie, dimpotrivă. Aveți în față o perioadă de conflicte care nu pot fi dezamorsate prin forță, ci doar prin negocieri și renegocieri. În plan profesional vă este foarte greu să vă păstrați capul limpede, simțul practic, de aceea se poate anunța o zi de decizii care să nu vă avantajeze, mai bine nu le luați și mai așteptați o perioadă, mai așteptați ca ideile să se coacă și să poată fi puse în practică. Deocamdată nimic din ceea ce spuneți dumneavoastră nu are o utilitate practică sau nu găsiți și soluția de a pune în practică ceea ce gândiți. Scorpion, sunteți încăpățânați, ați vrea ca toată lumea să fie flexibilă. Clocotiți de gânduri ascunse, dar ați vrea ca restul lumii să spună deschis tot ce gândește. Din păcate, dubla măsură naște conflicte și nu este o abordare corectă. Nu faceți presiune asupra celorlalți dacă nu sunteți capabili de sinceritate. Acest lucru este valabil și la serviciu, dar mai ales în plan personal, în relațiile sentimentale. La birou, e adevărat, se poate să primiți ceva critici, nu vă repeziți la atac, persoana care vă apostrofează o face într-un mod constructiv și nu neapărat ca să vă încalce autoritatea, încearcă să vă arate că undeva s-au strecurat niște erori, fie în logica dumneavoastră, fie în planul de acțiune, așa că luați-o încetişor și nu vă enervați. Săgetător, nu vă frământați inutil cu lucruri care nu stau în puterea dumneavoastră, nu forțați o deplasare dacă vedeți că vă sunt potrivnice condițiile, nu vă repeziți spre viitor cu planuri pe jumătate creionate. E nevoie de mai multă răbdare acolo și de făcut un plan foarte minuțios. Financiar sunteți descoperiți, iar enervările pe această temă nu fac decât să vă aducă mai mulți dușmani. Nu vă repeziți să luați decizii, indiferent ce vă aud urechile astăzi. Acasă problemele nu se rezolvă decât dacă sunteți dispuși să le acordați timp și răbdare. Nu merge așa că intri pe ușă, decretezi ceva, după care dacă nu-ți place, ieși trântind ușile. Nu merge așa. Deci e nevoie să negociați acolo, să vă așezați cu timp și cu răbdare, cu deschidere, să ascultați ce are de spus și soțul sau soția, sau, mă rog, persoana care ați dori să devină soțul sau soția dumneavoastră. Capricorn, se poate să vă treziți în mijlocul unui conflict de interese și să vă blocați. În loc să vă retrageți, încercați să negociați, să discutați, pentru că se poate împăca și capra și varza până la urmă. Efortul merită, pentru că deocamdată nu aveți prea multe opțiuni din punct de vedere profesional, așa că trebuie să încercați să reparați ce este sau să vă mulțumiți cu ce aveți și acolo să păstrați o atmosferă, mă rog, chiar dacă e de compromis, o atmosferă liniștită. În plan sentimental, sunteți cuprinși de o... Da. Compromis? Niciodată. Da, compromis. Niciodată. Adică nu e chiar momentul acum, pentru că se pot strâni, uite, după cum vedem, scandaluri, zici că cine dădea doi bani pe Roșia Montană, toți am zis că ei lasă, că nu se întâmplă mare brânză. Uite că oamenii au ieșit până la urmă în stradă. Brânză. Deja e... Putinică. Da. Exact, și s-ar putea cu acest minunat, în acest minunat context, știi cum s-a întâmplat în Turcia, că au pornit de la un parc și au ajuns să-i dea în cap domnul Erdogan. Deci, da, iar ăștia fac numai la fotbal, așa cu aia, nu? Așa. Vezi că mediul este un factor declanșator, știi, este o problemă foarte importantă. Foarte importantă. În plan sentimental, la Capricorn, sunteți cuprinși de o intensă pasă romantică, dar nu se potrivește cu planurile soțului sau soției, adică sunteți în contratimp cu iubitul, iubita. Perechea dumneavoastră vrea să socializeze și nu are niciun chef de... De ce atâta grabă, ca să o cină, o cină în doi la lumina lumânărilor. Și adică când îi apucă pe Capricorn chestia cu romantismul, rar de tot, așa că ei sunt foarte practici, atunci nu se nimerește în partea cealaltă. Deci e un contratim total. Și dacă cumva ai pus niște lumânări pe masă, întrebare, vrei să dai foc la casă? Corect, aici. Vărsător. Schimbările profesionale vin cu stres. Deci, schimbările profesionale vin cu stres, cu o grămadă de dubii, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. La vărsători, pășiți spre altceva și gata, chiar dacă aveți impresia că vă aruncați în necunoscut. Înaintați cu pași mici, veți descoperi puncte de reper cunoscute și veți putea să vă folosiți de ceea ce știți, de ceea ce stăpâniți deja, pentru a asimila apoi lucruri noi.
o persoană apropiată trece printr-un moment de criză și ajutând-o veți ajuta și pe dumneavoastră, pentru că în felul ăsta uitați de stres sau s-ar putea să găsiți un răspuns la problemele dumneavoastră în experiențele de viață ale altora. Pești, nu sunteți pe aceeași lungime de undă cu colegii sau cu apropiații dumneavoastră și dacă vi se atrage atenția că ați greșit, fiți deschiși și cercetați și această pistă în loc să vă ofensați imediat. Este posibil să descoperiți că aveți de cerut scuze, spre exemplu, sau de făcut niște rectificări, dar este la fel de posibil să constatați că proiectele inițiate de dumneavoastră sau ideile dumneavoastră sunt respinse pentru că nu sunt înțelese corect. Și nu e bine să insistați acum, mai lăsați câteva zile, eventual reformulați, căutați altă metodă de comunicare. La fel se întâmplă și în plan sentimental, nu reușiți să vorbiți aceeași limbă, cum s-ar zice, cu perechea dumneavoastră de viață, e pe principiu bună ziua, bat pari, cam așa, și atunci n-are rost astăzi să insistăm. Nu s-a poate. Săptămâna asta, ca să fim în, să păstrăm contextul, săptămâna asta o să fie cum? Săptămâna asta rămâne foarte inflamată, pentru că sâmbătă o să ajungă la grad perfect un triunghi între Marte, care este în leu, da, și am tot zis că planeta acțiunii într-un semn de foc e foarte puternică, și Uranus ăsta care e în berbec și ne strânește foarte tare spre acțiune, spre a răsturna lucruri. Trigonul ăsta e acum în formare, el teoretic este un aspect pozitiv, ar trebui să ne aducă foarte multă energie constructivă, dar pentru că Uranus este prins într-un context prost acolo, într-un careunte, cum am zis mai devreme, cu Jupiter și cu Pluton, Marte nu vine decât să activeze practic careostante, să-i dea foc, cum s-ar spune, și atunci cred că spre sfârșitul săptămânii o să resimțim din ce în ce mai mult niște acte agresive sau violente sau măcar declarativ niște înflăcărări de genul ăsta, pe lângă faptul că unora le vine momentul ăla de plată, știi? Deci de plată karmică sau de pedeapsă în viață. Payday. Sau de, da, exact, iar cu Marte băgat în formula asta, lucrurile nu se mai pot rezolva ușor, adică nu mai merge cu ignoratul, știi, adică lucrurile astea s-ar putea să se inflameze foarte, foarte urât, tocmai pentru că sunt implicate aici semnele de foc, care sunt niște semne de voință, de încăpățânare și de acțiune. Dacă ar fi fost, știu eu, poate în semn de pământ, lucrurile s-ar fi negociat altfel sau s-ar fi pus altfel problema. Acum, cu toate așa învolburate, e mai greu. Deci e o săptămână e care o să se încingă, să spun așa, spre final. E o săptămână care cere foarte multă stăpânire de sine pentru fiecare dintre noi, pentru că se poate ajunge la lucruri reprobabile. Am văzut ce, iarăși, un șir nesfârșit de accidente rutiere foarte grave. La fel, mare atenție ce facem la volan. Marte și Uranus implicate în aspecte de genul ăsta duc în general la accidente diverse, la cel care a vrut să traverseze calea ferată prin fața trenului și alte lucruri de felul ăsta. Da, din păcate se întâmplă așa ceva. Dacă tot am spus de băieți și de DNA și așa mai departe, hai să vă spun o epigramă frumoasă. Sila Ghidobrițoiu Dragnea Videanu Vosganian, despre ei este vorba. Cât de tare s-ar crede necesar, un fără dosar nu e demnitar. Pe când și în județul Suceava, că așteptările se pare că sunt mari. Se vorbește pe la colțuri, dar sunt decât niște răutăți. Noi vrem să vedem realități. No, peste restul sunt doar vorbe, că aici, că vă spun una că mi-a plăcut asta foarte tare, ce se întâlnesc doi ardeleni, unul mai tânăr și unul mai bătrân, zice, moșule, zice, hai să te cinstesc, că te văd așa cu tare chestii, să te cinstesc o bere. Și scoate asta o doză de bere, nu contează de care, dă doza frumușel. Bătrânul bagă mâna în buzunar, scoate brișca, o desface și taie capacul, știi? Bă, zice, bă, moșul, ești cu capul, ești nebun, bă, dar te-ai uitat la cutie, bă, zice, aia are un sistem de desfacere, bă, aia e pentru ce ai pus acolo? Zice, aia e pentru aia care n-au brișcă. Foarte important. El avea, om. Apropo de ce strebă când îți trebă. Ilustrație, iconografie bucovineană, Bucovina, Mănăstirea Putna, să vedeți, să faceți așa o legătură peste timp, să vedeți ce a însemnat, ce înseamnă și ce poate să însemne cu un pic de imaginație peste ani și ani. Cam asta a fost și cam asta este Bucovina, anul de grație, Putna, anul de grație 1860, Putna, Mănăstirea, să vedeți, chiar merită.
Și pe acordul bucovinean, estimați prieteni, o să vă spun că de-aia se pregătește, îl văd că se frăsuiește nimeni, nu? Să nu cumva... Ne! Ne! Uite-le! Deci ce spun eu? Deci nu. Deci vreau să vă spun că va fi o zi frumoasă astăzi, undeva la 22 maxima, 14 minima. Soare, e soare afară, măcar să nu, măcar de dimineață să o nimeresc. Nu e soare, domnul din regie? Este soare? E soare afară? Soare, da. Pare, ok. Da. Deci e soare afară, e frumos, e o zi frumoasă, va fi o săptămână frumoasă, undeva în jur de 22, deci încă mai putem face spălături oculare, încă ne mai putem plimba în extraordinarul oraș, municipiu denumit decât Suceava. Dacă vreți să faceți o inventariere, spuneam, istorică, mergeți la Fălticeni, în strada Suceve, încercați acolo și o să vedeți la capitolul asfalt, o chestie de genul, putem atunci, iconografie de asta, de tipul asfaltul, nu, de pe vremea lui Dej încoace, la capitolul Petice. Cam atât, stimați prieteni, pe mâine, mâine tot aici, Ada, ne vedem, o zi frumoasă astăzi, cu Ada, vă mai întâlniți cu Ada la capitolul, nu? Vă mai auziți, ca să zic așa. Noi ne vedem mâine tot aici, o zi frumoasă, nu uitați să fiți frumos, să fiți la fel luni, marți și miercuri aici la Bucovina Activ, cu mine, Dorel, la revedere!